Până la jumătatea anului 2015, România va avea o bancă de dezvoltare care va funcționa în cadrul CEC-ului sau Exim Bank-ului după modelul francez și polonez. Ministrul Finanțelor Darius Vâlcov a prezentat acest proiect care va ajuta mediul privat, dar și instituțiile statului să atragă fonduri europene. În primul exercițiu financiar de atragere a fondurilor de la Uniunea Europeană, atât autoritățile publice, dar și companiile private au avut o problemă, în principal în a cofinanța aceste proiecte și atunci ideea acestei bănci de dezvoltare, care să funcționeze în cadrul Exim Bank-ului sau al CEC-ului sau în colaborare cu ambele instituții bancare, devine din ce în ce mai stringentă și urmează să fie operată cât de curând. Eu cred că până la jumătatea acestui an această bancă va reuși să fie implementată. Deja sunt doi specialiști, președintele Exim Bank, dar și unul din secretarii de stat de la Ministerul Finanțelor, care au început schimbul de scrisori cu băncile de dezvoltare din Franța și din Polonia, astfel încât să vedem această bună practică de acolo și să o aducem aici, a declarat ministrul Finanțelor Publice Darius Vâlcov pentru DC News. Banca de dezvoltare va da credite cu garanția statului, autorităților publice și firmelor private care accesează fonduri europene pentru investiții. Banca statului va da credite cu garanția statului, vrem să mergem până la 80%, chiar 100% și va credita atât autorităților publice locale cât și firmelor, dar și persoanelor fizice pe programe punctuale, urmând ca această garanție să fie acoperită din fondul de garantare, respectiv fondul de contragarantare, a precizat ministrul Vâlcov.